Am o fetiță Rottweiler salvată dintr-un adăpost la vârsta de 5 ani. Este foarte cuminte, doar că este foarte frică de apă. Cum să o ajut? Iar continuarea comentariului era că este frică să treacă prin baltă, nu a fost spălată niciodată și nu acceptă prezența apei. Legat de trecutul prin baltă, depinde foarte mult de la câine la câine. Sunt câini care nu au nici cea mai mică problemă, trec prin baltă, e totul normal și natural pentru ei. Sunt câini care nu trec prin baltă dacă au posibilitatea să evite și e la fel de normal. Aici n-aș putea spune exact de ce și cum se întâmplă, însă am întâlnit și eu multe cazuri de câini care evitau apa, balta, în fine. Legat de cum putem obișnui un câine să accepte apa, să accepte să fie spălat, fie că vorbim de perioada verii, în curte, un furtun cu apă călduță sau în cadă, cu dușul, trebuie să se obișnuiască în primul rând, dacă vorbim de cadă, să intre în cadă, să nu aibă o problemă cu intratul în cadă. Odată ce obișnuim un câine să intre în cadă, trebuie să pornim apa și să o lăsăm să curgă încet. În timpul în care curge apa încet, putem să hrănim cu ceva gustos, cu ceva care distrage toată atenția câinului de la tot ce se întâmplă în jurul lui și se focusează strict pe acea gustare sau pe acea mâncare. Dacă avem un câine mâncăcios, cu atât mai simplu, putem să-l hrănim chiar în cadă. Ulterior, lăsăm apa să curgă mai tare și putem uda picioarele, timp în care hrănim cu mâncarea sau cu recompensa câinele și ulterior urcăm cu dușul pe picioare mai în sus cu presiunea apei să fie mică întotdeauna, mai ales la un câine fricos, să lăsăm să curgă, dar să curgă încet, să nu panicheze câinele și în timp putem trece la presiune mai mare, la spălat, la clătit. E nevoie de multă răbdare, sunt câini care au anumite temeri, sunt câini care au anumite traume, nu putem ști, mai ales în cazul de față unde este un câine salvat. Dar cu răbdare multă se poate ajunge la rezultatul dorit. Numai bine și spor la treabă!